Bună ziua, oameni frumoși, și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalare pentru luna septembrie 2021, etalare pentru zodia Vărsător, ascendent lună în zodia Vărsător. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia lunii septembrie pentru dumneavoastră și aici avem un as de monede care aduce în primul rând stabilitate, o ofertă foarte serioasă și un 7 de cupe. Aveți de unde alege. Poate vreți să faceți ceva important în viața dumneavoastră și aici aveți opțiuni. Ideea este că în momentul în care vă vine această ofertă foarte serioasă în luna septembrie, aveți tendința de a deveni foarte visători și aici trebuie să fiți un pic atenți, pentru că nu tot ce se aude, tot ce se vede este chiar așa. Într-adevăr, poate fi o lună mult mai reușită, pentru că se văd anumite creșteri, se vede poate o promovare la locul de muncă, nu aș exclude nici varianta aceasta, aveți parte de mai multă prosperitate, pentru că din punct de vedere financiar veți sta foarte bine și automat veți fi nevoiți sau vă veți dori să luați niște decizii sau să vă îndepliniți o dorință, un scop, un cel, ce vreți dumneavoastră. Aveți parte de bogăție, de satisfacție, de mulțumire. N-aș putea să spun că nu, văd și anumite realizări la unele dintre dumneavoastră, dar aveți anumite priorități. Probabil aici trebuie să lucrați, să faceți un echilibru sau să alegeți în funcție de necesitate, de nevoie, pentru că aveți și tendința, odată ce vă merge foarte bine financiar, să faceți niște cumpărături inutile. Deci să nu aruncați banii pe fereastră. Mai pot fi momente în luna aceasta în care să fiți un pic apatici, da? Să nu vă intereseze nimic, să apar momente de dezordine în viața dumneavoastră, adică da, aveți un plan bine stabilit, dar apare una alta și nu mai puteți face față, nu mai reușiți să faceți față. Trebuie să aveți grijă cu ceea ce vine. Abundența poate fi o ofertă de muncă, poate fi un succes pe un anumit plan, doar că, exact cum v-am spus, oportunitățile acestea care vin trebuie foarte bine puse în balanță, echilibrate, pentru că apar și anumite fantezii și anumite iluzii. Trebuie să vă înțelegeți poate mai bine pe dumneavoastră sau să căutați un scop foarte bun în care să investiți timp, bani, să vă gândiți foarte bine. Poate fi și cineva în jurul dumneavoastră care vă destabilizează oarecum, vă descurajează poate, nu vă susține, nu vă ajută, da, pentru că apare, da, o rivală, un rival, o persoană, un dușman ascuns, o persoană care vă pune bețe în roate sau nevoastră mergeți pe un plan, pe un gând și odată ce vă spune această persoană anumite lucruri, nu știți ce să mai faceți. Trebuie să cântăriți la rece, decizia vă aparține, deci nu trebuie să vă lăsați influențați. Puteți avea de-a face și cu semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, dar și cu semne de apă, Rac, Scorpion, Pești. Ce provocări vă așteaptă? Aici avem un 10 de monede care aduce multă stabilitate, mai ales din punct de vedere financiar. Poate fi vorba și de o moștenire, să știți, și un rege de cupe. Veți fi foarte darnici în luna aceasta, un lucru care, odată ce apare în provocări, nu este prea bun. De ce? Pentru că dacă dumneavoastră faceți rost de o sumă de bani, acea sumă de bani poate merge într-un anumit loc sau pentru un anumit scop. E, odată ce vine cineva la dumneavoastră și vă cere un ajutor și dumneavoastră îl acordați, rupeți sau, da, rămâneți fără resursele respective, fără suma întreagă. Pentru că apar, oricum, și anumite obstacole, sunteți într-un impas în luarea unei decizii și așteptați un mesaj, așteptați ceva să se schimbe. Pot apărea obstacole și încercări în achiziționarea unei locuințe sau în rezolvarea unor probleme la locul de muncă, pentru că apare o pauză. Trebuie să fiți raționali în luna aceasta, da, să fiți un pic cu picioarele pe pământ mai mult decât de obicei, pentru că apar fel și fel de situații, fel și fel de riscuri Și nu este un moment potrivit în care dumneavoastră să faceți excese, pentru că apare acest lucru. Ce bucurii, surprize vă așteaptă, aici avem împăratul. Sunteți foarte siguri pe dumneavoastră, aveți așa o atitudine foarte hotărâtă, sunteți foarte determinați și aveți și roata destinului care duce mult noroc în viața dumneavoastră. Veți avea parte de o evoluție foarte frumoasă și surprinzătoare în luna aceasta, un progres foarte frumos. Veți simți o ascensiune poate într-o relație de dragoste, într-o afacere, pentru că dați dovadă de foarte mult curaj, ambiție, determinare, înțelepciune. Sunteți foarte raționali, aveți anumite principii și odată urmărite aceste principii veți avea parte de un succes neașteptat. Poate și încăpățânarea unora dintre dumneavoastră să vă aducă această prosperitate, această fericire, această îmbunătățire sau în ceva începe să se miște, aveți parte de stabilitate, de realizare în luna aceasta, poate în carieră, într-o relație de dragoste, apar schimbări, câștiguri. Și toate situațiile acestea vin din destinul dumneavoastră. Sunt anumite oportunități dezvăluite. Aveți parte de multă corectitudine în luna aceasta. Un succes foarte mare. Haideți să vedem mai departe. Da, în familia dumneavoastră, în viața dumneavoastră de zi cu zi, o realizare extraordinar de mare. Și aceste lucruri vin din destinul dumneavoastră. Schimbări bune. Și în relațiile de dragoste văd că veți trata totul cu foarte multă maturitate sau vă veți baza pe sfatul cuiva, o persoană care știe ce vă spune. Aveți anumite așteptări, stați pe gânduri, vă gândiți cum să le faceți pe toate, cum să rezolvați o problemă de dragoste, cum să rezolvați anumite chestiuni, așteptați un răspuns, așteptați o decizie. Este ca și cum ați făcut primul pas dumneavoastră și acum așteptați și din partea cealaltă să vină ceva. Dar aveți noroc neașteptat. În dragoste avem diavolul. Diavolul care duce ispită, care duce tentație. O obsesie și regina de spade. Puteți avea de face cu semnul zodiacal Capricorn sau cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător. Aici este o persoană foarte tranșantă. Vedeți dumneavoastră aici cu diavolul și cu regina de spade. Regina de spade este o femeie foarte puternică, foarte înțeleaptă, intimidantă chiar. Și posibil aici să aveți de-a face cu atitudinea unei persoane care este așa. Poate fi vorba și de o amânare, da? Poate vă doriți foarte mult să rezolvați o problemă în dragoste și persoana iubită tot amână, aceste lucruri vă înșeală, vă minte, simțiți lucrurile acestea și vă schimbați atitudinea, pentru că vă poate reprezenta și pe dumneavoastră această regină de spade, fiind semne de aer, da? Dumneavoastră vărsător, dar mai poate fi gemeni sau balanță. Vreți să atingeți anumite standarde sau aveți anumite standarde în relațiile sentimentale. Poate fi vorba și de o situație mai complexă din punct de vedere sentimental sau poate aveți de face cu o persoană divorțată. Poate fi vorba de o mamă singură, pentru că vorbim și oarecum de o ispită, de o rivalitate. Frica de a fi fericiți în dragoste, ca o dependență. Dacă vă doriți copii, nu este o perioadă foarte bună, pentru că vorbim despre infertilitate. Deci nu apare situația aceasta. Este vorba și de un adevăr în dragoste, da? Poate vreți să puneți punctul unei situații care nu vă mai convine sau încercați să vedeți o parte bună la o persoană care tot vă întoarce spatele. Încă sperați, încă vă doriți, dar vă doriți mai mult. Văd și discuții care pot face relația mai frumoasă. Sau pot aduce anumite rezolvări, cu succes, niște discuții între patru ochi, pentru că aici apare și foarte multă răutate. Din punct de vedere financiar avem echilibrul care aduce liniște, dar și nemulțumiri. Dumneavoastră ați ratat o ocazie sau aveți tendința de a rata o ocazie în luna aceasta și o să vă pară rău. Ați încercat să negociați probabil locul respectiv de muncă sau să negociați ceva în afacere respectivă sau vi s-a propus un post undeva în străinătate și l-ați refuzat și acum o să vă pară rău în septembrie, dar oferte vor mai apărea. Văd că o să mai aveți parte de oportunități. Unii dintre dumneavoastră nu vă simțiți foarte bine la locul de muncă în care sunteți acum, aveți niște schimbări, dar schimbările abia spre sfârșit de an se văd, să știți, la unii dintre dumneavoastră. Na. Având în vedere că este o etalare generală, vă dați seama, nu se poate potrivi tuturor. Mai apar anumite negocieri, anumite discuții, anumite oferte, dar nu se mișcă totul excelent. Mai aveți și anumite câștiguri pe la locul de muncă, dar și o perioadă sau o lună destul de grea în care vă îngrijorați. Vreți altceva, vreți... Nu știu, parcă reevaluați anumite situații, stați și meditați, vă gândiți, le regândiți, vedeți, să puneți într-un echilibru, să scăpați de anumite resentimente. Ceva nu a funcționat și vă pare rău, nu reușiți să ieșiți din zona respectivă. Iar din punct de vedere financiar avem Cavalerul de Spade și Luna. Vă este teamă de câștigurile pe care le puteți avea sau le aveți. Aici apar bârfe legate de bani și frica în ce investiți banii sau cum faceți rost de bani. Că e posibil ca unii dintre dumneavoastră să mai aveți nevoie de o sumă de bani pentru ceva anume. Apar anumite șanse, niște bani, poate vreți să vă cumpărați o casă, poate vreți să renovați în casă sau să vă mutați în altă parte. Mai trebuie să așteptați un pic, apare un noroc, dar un noroc trecător. Cu banii nu aș putea să spun că veți sta excelent, pentru că exact cum v-am spus, în energia lunii aveți tendința, deci aveți o sumă de bani, dar o drămuiți greșit, sau cum să-i spun, o împărțiți greșit sau nu investiți unde trebuie. Cineva o să vă mintă sau vă încredeți în oferta cuiva, în vorbele cuiva și faceți o greșeală. Deci trebuie să fiți foarte atenți cu banii dumneavoastră în luna aceasta, pentru că sunt riscuri foarte mari. Iar din punct de vedere al sănătății, poate unii dintre dumneavoastră poate aveți o răceală la rinichi sau începe să vă doară rinichii în luna aceasta. Cu nervii nu stați foarte bine, articulațiile, anumite infecții poate sau fel și fel de dureri puteți avea. Deshidratare, dacă vă simți, trebuie să beți mai multe lichide sau poate unii dintre dumneavoastră aveți reținere de apă, o infecție urinară poate apărea în luna aceasta la unii dintre dumneavoastră și să vă supere destul de tare. Iar în cazul în care aveți copii, trebuie să acordați mai multă atenție copiilor. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!